Bun, ne reîntoarcem la principalul subiect extern al zilei, summitul SUA-Rusia de la Geneva. Imaginile pe care le vedeți în acest moment sunt în direct și, din ce ne dăm seama, ar trebui să fie aici coloana oficială a președintelui Joe Biden. Ar trebui să ajungă în foarte scurt timp la vila unde va avea loc întâlnirea cu președintele Vladimir Putin. În studioul știrilor, în studioul Digi24, colega mea Cristina Cileacu, realizator pașaport diplomatic. Cristina, mulțumesc tare mult că ai venit. Să ne uităm împreună la aceste imagini, la acest moment important, istoric. Uite, ca simbolistică, cum e? Vladimir Putin deja l-așteaptă pe Joe Biden. E acolo deja. E mai aproape, știi, și de aceea a ajuns mai repede. Ca simbolistic, Cătălin, de ce a fost alesă Geneva ca punct de întâlnire? Pentru că în timpul războiului rece, în 1985, acolo s-au întâlnit președintele american de la acea vreme, Reagan, cu președintele rus la acea vreme, Gorbaciov. Deci, iată, se reia un fel de discuție, tocmai pentru că s-a folosit foarte mult comparația cu războiul rece. Sunt așteptați cei doi lideri de stat, dar dincolo de simbolistica aceasta a locului, mai este și o simbolistică a raportului dintre cei doi, pentru că, bineînțeles, vorbim despre două superputeri. Și chiar dacă America are de data aceasta avantajul, are poziția mai bună, iată că simplul fapt că Joe Biden este cel care a cerut întâlnirea și Vladimir Putin este cel care a acceptat întâlnirea, îi arată președintelui rus că încă are o poziție importantă, deci este recunoscută această poziție importantă pentru că în cazul lui Vladimir Putin și în cazul Rusiei în general sunt extrem de importante și aceste mici detalii. Poate pentru lumea care se uită, spune, da, se întâlnesc doi șefi de stat. Nu e doar atât. E vorba de două țări despre care se tot vorbește în ultima vreme și s-a spus foarte mult și la summitul NATO de acum două zile de la Bruxelles, la care președintele Biden a participat de asemenea, că s-a ajuns la un nivel al relațiilor foarte scăzut. Prin urmare, trebuie făcut ceva. De ce? Pentru că nu poți doar să fii supărat pe cineva și să spui nu-mi place deloc ce faci tu, nu-mi place deloc cum te comporți. Trebuie ca să ai o relație cu inamicul, chiar dacă este inamic, doar vorbind cu el poți să-ți dai seama ce urmează să facă și ce anume urmează să pregătească, să fii și tu la rândul tău pregătit pentru eventualele surprize pe care le poate face. Pe de altă parte, e vorba și de niște lucruri pe care le pot face împreună. De altfel, înainte de această întâlnire, cei doi șefi de stat, atât Joe Biden cât și Vladimir Putin, au avut interviuri cu presa din țările lor, dar și conferințe de presă, în care au mai coborât puțin agresivitatea tonului, deci s-a răspuns inclusiv la întrebarea de ce Joe Biden l-a făcut pe Vladimir Putin un killer. Au răspuns amândoi, atât președintele rus, care a spus e un fel de a vorbi al americanilor, așa e la ei. De partea cealaltă, Joe Biden a reformulat și a spus că Vladimir Putin este un adversar demn de nivelul la care se joacă, da? A folosit o comparație din baseballul american și ca atare să spunem că ne-am poziționat sau poziționat cei doi lideri cam pe aceeași treaptă. Prin urmare, rămâne de văzut ce anume pot să rezolve în această întâlnire și am putea vorbi și despre ce anume ar putea să rezolve, pentru că sunt și puncte comune unde cele două țări sunt dornice să coopereze și este în interesul ambelor reprezentanțe ai celor două țări. Teme. Cristina, atacuri cibernetice, hackeri, tratate de dezarmare, conflictul din Ucraina, încălcarea drepturilor omului, ce s-a întâmplat de curând cu avionul Ryanair și acum întrebare, când s-au întâmplat Orientul Mijlociu, Navalny, când s-au întâmplat toate astea? Cum când s-au întâmplat toate astea? Până astăzi. Sub ochii noștri. Până astăzi, da. De aceea se și întâmplă această întâlnire de astăzi, Cătălin, pentru că s-au adunat foarte multe evenimente pe masă, exact cum le-ai enumerat și tu, și nu se mai poate doar să rămânem așa supărați, fiecare în colțul lui, cu jucăriile lui, da. Pentru că nu așa se rezolvă problemele. Până la urmă vorbim despre oameni maturi, vorbim despre lideri de stat și indiferent dacă valorile nu sunt comune și
abordările nu sunt comune, trebuie să existe totuși o linie comună. Și la această întâlnire se va discuta în principal despre ce anume pot rezolva împreună Statele Unite și Rusia, lumea democratică mai concret, pentru că Biden reprezintă nu doar America, reprezintă și restul lumii democratice și o țară autocrată condusă de Vladimir Putin, care la rândul ei are suficient de multe probleme, mai ales economice, și care are nevoie să-i mai fie ridicată o parte din sancțiunile economice, să-i fie recunoscută, dacă vrei, influența, uite, într-o zonă în care America începe să se retragă, și anume mă refer la Orientul Mijlociu. Sunt două războaie despre care noi nu prea mai vorbim în ultima vreme, cel din Siria și cel din Libia, unde Rusia are deja o influență consistentă și unde America începe să-și piardă din influență, dar scopul comun al celor două state de data aceasta este stabilitatea în zonă. E la fel de important și pentru Rusia și pentru America ca atât în Siria cât și în Libia să nu mai existe cuiburi de teroriști, să nu mai existe conflicte și așa mai departe. Da, 4-5 ore de discuții atunci e puțin, adică la cel puțin la ce teme am înșiat aici. 4-5 ore de discuție, să nu uităm că e întâlnirea între lideri, Cătălin. Astfel de discuții înseamnă începere mult mai din timp, pentru că cele două țări au diplomați care cu asta se ocupă, este meseria lor de bază și ca atare, chiar dacă va fi acest tatet doar 4-5 ore, tocmai că trebuie fiecare să și poziționeze puțin mai clar interesele, cred că se va ajunge la un fel de concluzii comune, mai ales în ceea ce privește continuarea discuțiilor pe acordul nuclear. Probabil ce spuneam mai devreme, foarte importante imaginile pe care le vedem. Cristina, sunt imaginile, cred că, e fotografia, cum să spunem, oficială, de grup, Vladimir Putin, Joe Biden și reprezentantul Federației. Zâmbesc frumos, Vladimir Putin văd că evită puțin să-l privească pe Joe Biden. Este un discurs... Să vedem ce se și aude acolo, Cristina. Acest summit și mândră de mândră că a putut organiza această întâlnire. Vă doresc o întâlnire fructuoasă pentru în folosul celor două state ale dumneavoastră și lumii. Уважаемый президент Российской Федерации, уважаемый президент Соединенных Штатов Америки, от имени правительства Швейцарии позвольте поприветствовать вас в городе мира, в Женеве. Возможность принимать вас в рамках этой встречи на высшем уровне является очень честным для каждого штата в парте. Таким образом, согласно нашей традиции, добрый день, мы рады Când sperăm să vedem și declarații din partea celor doi lideri, Joe Biden și Vladimir Putin, în ideea în care, dacă ar fi aceste declarații de presă, înseamnă că intențiile de a începe să și lucreze împreună la ceea ce stabilesc, ce vor stabili astăzi cei doi șefi de stat la Geneva, sunt cât se poate de serioase. Un alt amănunt în prezent, pentru că vorbeam despre diplomați și despre aceste negocieri care se duc nu doar între cei doi lideri pe care îi vedem acum în imagine. Iată strângerea de mână. Da. Despre care, e cam complicat. Joe Biden e un politician cu foarte multă experiență și, ca orice american, este foarte deschis și foarte zâmbitor. A smuls, de fapt, această strângere de mână. E ieșit. Da. E tot ce putem să spunem. S-au închis ușile și probabil că ce vom vedea va fi la finalul acestei discuții, dar e un început bun, să ne păstrăm optimismul. Spuneam că cele două state în acest moment, nici America, nici Rusia, nu au ambasadori în capitalele lor. Iată un alt motiv de pus pe masă și de discutat. Câteva secunde, ultimul minut, Cristina, tu ai fost și la întâlnirea, la summitul NATO. Mesajul alianței cu care Joe Biden a
mers mai departe la această întâlnire? Este foarte clar, Cătălin, și foarte scurt. Da, știm exact ce facem, nu ne place ce facem, valorile noastre sunt complet diferite, dar suntem dispuși să discutăm, pentru că, ce spuneam și mai devreme, nu poți să închizi ușa în fața cuiva, Rusia este totuși o superputere, discuțiile trebuie să continue, iar NATO, Rusia continuă să discute, vor fi programate în momentul de față, nu se știe exact când, dar vor continua acest tip de discuții. E foarte important să discuți cu adversarul. Asta mulțumesc, ar fi concluzia. Mulțumesc tare mult, Cristina, pentru această discuție. O foarte, foarte scurtă.